Un copil de numai un an a fost la un pas să moară noaptea trecută după ce ar fi înghițit o travă pentru șobolan. Părinții au cerut ajutorul medicilor după ce au văzut că micuța a început să se simtă din ce în ce mai rău. Momente groaznice pentru o familie din comuna Șcheia. Un copilaș de un an s-a intoxicat cu grâu ușor pentru răzătoare în cursul zilei de ieri. Părinții nu și-au dat seama că fetița a înghițit ceva atât de toxic decât după ce a început să verse și să aibă convulsii. Îngrozită, mama minorei a sunat la numărul de urgență 112. Azi noapte, în jurul orei 1.30, a fost o solicitare la Alexandru Iancuza pentru un copil de un an, inconștient. Din declarațiile mamei, nu știe exact ce s-a întâmplat. Bănuiește că ar fi consumat grâu ușor folosit pentru răzătoare, care este un organofosforat. Copilul era inconștient, instabil hemodinamic și respirator. S-a acordat primul ajutor medical de către echipajul de ambulanță. Minora a fost transportată la spitalul de urgențe din Pașcan, unde a fost stabilizată, iar apoi a fost dusă la spitalul Sfânta Maria din Iași pentru investigații amănunțite.